Secretarul de stat Ioan Nicolae Căbulea, șeful Departamentului Ordine și Siguranță Publică din MAI, a fost sâmbătă prezent în Alba Iulia, unde s-a întâlnit cu polițiști aflați la conducerea Inspectoratului Județean de Poliție Alba într-o ședință de lucru. Pe lângă discuțiile despre acțiunile care vor avea loc în perioada desfășurării alegerilor locale, chestorul Ioan Nicolae Căbulea l-a numit pe comisarul șef Mircea Crișan, adjunct al șefului Inspectoratului de Poliție Județean Alba. Comisarul șef Mircea Crișan se află până sâmbătă la conducerea Poliției Municipiului Alba Iulia. Postul de șef al Poliției Municipale a rămas vacant. După numirea lui Ioan Nicolae Căbulea ca secretar de stat în cadrul MAI, șefia Inspectoratului Județean de Poliție Alba a fost preluată de comisarul șef Laurențiu Crișan. Poziția comisarului este interimară, mai exact pentru o perioadă de 6 luni, însă cu siguranță acesta va continua să fie șeful Poliției și după o jumătate de an și cel mai probabil adjuncții săi vor fi tot Mihai Rus, respectiv Mircea Crișan. Comisarul șef Mircea Crișan va fi adjunct al șefului Inspectoratului Județean de Poliție Alba pe linia de ordine publică.